la seminarul care l-am avut acum cu instructorii sportivi și studenții de la școala de misiune, medicul Vitali Oncean, medic chirurg, ne-a ținut o serie de lecții, de teme, așa, despre primul ajutor medical. Și interesant lucru, cu fraza aceasta încheiete al seminarului. Îngrijorările duc la boli foarte mari. Stresul duce la cancer. Asta a fost fraza cu care a încheiat și asta vreau să spun eu câteva gânduri la ideea aceasta. Iată, noi acum auzim foarte multe știri negative. Noi astăzi avem foarte multe știri despre război. Apoi a fost pandemia. Și multe, multe alte îngrijorări care le au oamenii. Este, nu știu, datorii credite, supărări, o sumă de oameni, de probleme care pe oameni pot să produc îngrijorare. Și dacă nu știi să administrezi bine stresul, el duce numai decât la o boală, să dă în ceva o boală în organism. Și vreau aici să aduc câteva nu care, Nu știu care este îngrijorarea ta sau boala sau, sau problema care o ai tu dar iată tot aici la seminar sportivii studiază cursul Neemia. Neemia a fost un lider care într-o perioadă foarte grea a, din istoria poporului Israel a făcut niște acțiuni și a, niște lucruri mărețe, de fapt dar nu le-a făcut el, Dumnezeu a fost acel care le-a făcut, dar Neemia a făcut ceva important Neemia s-a rugat a postit și a acționat deci rugăciunea postul și relația cu Dumnezeu, pentru că Neimea de fapt îl știa pe Dumnezeu și Neiemea avea o relație cu Dumnezeu. La filipeni spune așa că nu vă îngrijorați de nimic, ci aduceți cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Cu mulțumire, spune așa apostolul Pavel. Iată, noi care îl cunoaștem pe Dumnezeu, care suntem copilul Dumnezeu și avem o relație personală cu El, mă gândesc cât de bine Că noi putem veni în fața lui Dumnezeu și să aducem cererile Lui, putem să i spunem, Dumnezeu ne răspunde, chiar dacă nu ne răspunde la moment, avem o siguranță, avem încrederea în El și în felul ăsta suntem scutiți de, de îngrijorări. Dar tot un lucru aici foarte interesant, Pavel spune că să aduceți cererile voastre, rugăciunile voastre cu mulțumire, așa se termină fraza, cu mulțumire. A, tot aici la masă am mai ascultat așa o, o discuție care era cu a, Vitali și fratele Vasile, așa un gând am auzit. Că iată, unui chelner la restaurant, totdeauna noi îi mulțumim cu ceva, da? Sau eu, de exemplu, spăl mașina la spălătorie și totdeauna îmi place la băieți să le las de un Și asta, când îi lași ceva bani, se consideră o manifestare de bun simț, de respect și de mulțumire. Până la urmă, eu o socot ca și mulțumire. Dar iată, când la medici lași de, o, de un ceai sau ceva bani, gata, asta este corupție și asta... Dar să pune întrebarea și diferența. Și care e cel mai, mai bun serviciu? Că ți-o spăla mașina sau că ți-o adus o, o cafea la chelnerul la restaurant? Sau medicul ți-a salvat viața și au făcut o, o intervenție sau te-a ajutat. Deci vă las pe voi ca să scriți în, în comentarii. Deci asta, cu asta vreau să închei. Cum mulțumim noi la, la, medici, la oameni, la profesori. Acum știri văd foarte multe profesori, corupții, strâng bani. Lăsați oameni buni, lăsați lucrurile astea pentru că asta este o formă de, 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 mulțumire. Și cum, cum mulțumești tu la, la, la medic? Sau la învățător? Sau la, la cel mai mare? care este diferența aici? Vreau ca să, să vă gândiți așa ca o meditați la lucrul ăsta. Și ultimul lucru care încheie este că Dumnezeu este Cel care vindecă. Unul din caracterele lui Dumnezeu este Dumnezeu este El roi, Cel care vindecă. Și Dumnezeu poate vindeca orice boală, dar Dumnezeu poate vindeca boala păcatului. Cea mai mare boală pe care ne disparte pe noi oamenii de Dumnezeu este păcatul. Și Dumnezeu așteaptă pocăință. Dumnezeu să binecuvânteze! să fiți fără stres, știți cum, să veniți în rugăciune cu pocăință la el. Dacă video ăsta ți-a fost de folos pentru tine, te rog ca să-l distribui mai departe, pentru că vreau aici pe Facebook să fac astfel de video, mai rar anumite gânduri, meditații, dar și pe canalul meu de YouTube. Dumnezeu să vă binecuvânteze!